Salutare lumii, eu sunt Magicopăcatotdeauna și astăzi vin cu un episod din Game Dev Tycoon. Și haideți să vedem unde am rămas în episodul trecut. Se pare că nableții paletă stau frumos aici. Să vedem ce putem face. Să vedem un contract work. Poate reușim să facem ceva? Nu putem. Atunci developăm un nou joc. Să vedem, nu mai țin minte exact unde rămăsesem și ce trebuia să fac, dar acum o să băgăm ultimul căcat de joc. Pentru Young, topicul fiind de pool, un joc de școală. Să fie simulation și platforma... ce platformă să luăm noi? PC, cel mai șmecher pentru totdeauna. Game Engine numărul 2. 3D Graphics V1. Și de ce nu pot să folosesc angajații mei? Care stau degeaba. Rog, School Simulation, trebuie să aibă un engine foarte bun simulation-ul și un gameplay bun. Story și quest-urile nu prea contează. Dar uite, numai caracterul... uite, lucrează toți la joc. Cred că deja dacă le-am dat odată assign la treaba asta, la ce să facă fiecare, cred că s-au învățat să facă treaba aia. Dialogul e important la simulare, cred. Cred că o să le las mai echilibrate. Opa, apare un test console versiunea a doua. 16 bit graphics, mamă, îți dai seama. Ok, deci fanii așteaptă momentul ăla. Noi o să ne continuăm compania noastră, o să o continuăm pe domeniul PC. Cam așa ceva trebuie să lăsăm. Doamne ajută să fie un joc bun, că suntem pe negativ cu banii. E bine că având 2,5k fani, cred că fanii ăștia ne cumpără jocul mai ușor. Deci avem 2000 de vânzări asigurate. Mamă, și am făcut un record nou la toate prostiile astea. M-a prins și eu o lumină să văd cum se vede, dar se vede mult mai bine. Level up! Bryce Romero level up. O Vovo e level 3 deja. Și dăm release la joc. Ok, deci le-am mărit salariul. Trebuie neapărat să facem bine. Ok, îmi cer scuze pentru mica întrerupere. Haideți să vedem ce review-uri primim la noul nostru joc, care se numește Ultimul Căcat de Joc. Nota 8. Nota 9. Nota 9, 8. Băi, ești de bun. Ultimul căcat de joc. E un joc foarte, foarte bun, aparent. Și cred că o să ne scoatem. Wow, nu mă așteptam. Mamă, cât se vinde. Ok, deci deja suntem pe plus cu banii, ceea ce e foarte bine. Să vedem. Develop new game. Nu trebuie să... De fapt, hai să... Îi dăm la ăsta generate game report. S-a dat release la noua consolă. Tu, omule, trebuie să te antrenezi. Și... O să te antrenăm în design, pentru că ești praf la design. Sound seems to be quite important și am știut eu de ce e bine să lăsăm sunetul. Platforma Simulation PC great. Audience match ok. Nu e prea bine pentru audience match, dar mă rog. Te dăm train și lua asta. Asta e bună în design, bună în tehnologie. În research e cam varză. O să-i dăm un Game Dev Gems. Chiar nu știu ce face chestia aia. Iar eu... Să mă mai antrenez și eu, că eu nu m-am antrenat aproape deloc.
Să mă bag pe design. Design pare o ramură șmecheră să mă antrenez. Acum că avem jocul ăsta lansat și generează bani, e foarte bine. Trebuie să ne apucăm. Trebuie să ne apucăm serios de... Ia stai să vedem game history. Trebuie să ne apucăm serios de un joc ca lumea, care să ne facă un profit mai mare. Ne trebuie un profit de 500.000 ceva de genul. Ăsta a făcut 312k profitul, dar... Nu-i chiar așa de șmecher. Așa arăta primul PC, dar acum PC-ul, după cum vedeți, arată puțin mai altfel. Deci PC-ul s-a făcut șmecher. Ia, după ce termin eu research-ul, îi dăm cu următorul joc. Na, bleții paletă. Cred că e gata. Dar nu mai am idei, trebuie să dăm research la ceva. New topic. Music și surgery. Music, pentru că music merge clar cu simulare și sonor. Deci e perfect, să zicem. Ok, lăsăm pe domnul Vovo, adică eu, să cerceteze. A company known for General Electronics, a prototype called the Play System. Se ajunge în curând la PlayStation, deci așteptăm să vedem. Lumea vrea să creeze consola asta cu un drive, cu un CD drive, deci vor să pună CD-uri pe console, ceea ce nu a apăruse până acum. Prima consolă care să folosească CD. Deci a fost doar anunțată deocamdată. Ah, deci Nintendo a renunțat la proiect. I-au lăsat pe aia baltă. Deci Play System s-a dus. The end of Play System. Develop new game. Joc de joc. Joc de joc. Pentru everyone. Din materia... N-a terminat ăla de cerceta muzica? Abia acum. Joc de joc. Un joc mic. Și să zicem că îl facem de muzică, simulare... Pe PC. Nu am licență pentru astea, că sunt sărac deocamdată. Trebuie să văd ce fac. Game engine numărul 2. Cred că nu trebuie cine știe ce grafici pentru jocul ăsta, dar mă rog, astea două costă la fel. Să-l facem 3D. Joc de joc. Engine-ul trebuie foarte bun. Astea mai așa. Perfect. Mamă, băgați și voi aici. Băgați frumos să aibă multe puncte jocul. Dialog, artificial intelligence, level design, cred că e cel mai important. Să vedem. În 2 luni testul o să fie scos de pe market. Prima versiune probabil, că a doua rămâne. Haidem să vedem ce joc putem să facem noi de muzică și sonorul trebuie să fie la maxim. Cam așa consider eu că ar trebui să fie jocul ăsta. Dacă se vinde bine, atunci ne scoatem. Bun, acum să se rezolve bugurile. Încă puțin mai stăm. Gata, asta o să fie jocul. Doamne ajută să fie un joc bun. Că de nu am belit-o, cum s-ar zice. Trebuie să facem un contract, îl facem repede pe ăsta.
primele review-uri de la jocul nostru. Ok, se învârte pe la 7. 8, 8, 8 e o notă foarte bună. Nota 8, frumos. Da, cred că e un joc de nota 8 pe linie. A luat și un 7. Ai, vă rog eu, faceți contractul ăsta. Trebuie neapărat să facem contractul. Ne trebuie bani. Suntem pe minus rău. Become your own hero, have created a fun game using a lot of the material from our game. Nu fac, mă... Ok, deci tipul ăsta i-a găsit pe unii care foloseau materiale din jocul nostru, în jocul lor. Și le-am anulat totul, le-am dat copyright, dă-i încolo, dă jegoși și îmi fură mie munca. Adică ce naiba? Cred că am... Project disbanded... Bica așa... Da. Săraca s-a chinuit foarte mult la proiectul ăla și ne-a iubit foarte mult. Și încă e fanul nostru, deci n-o să ne mai deranjeze. N-o să ne mai deranjeze și am pierdut 183 de fani. Ok, mai băgăm contracte că suntem cam low pe bani. Să vedem. Ăsta că e banal. Facem contractele banale. Și înainte să-i trimit pe ăștia în vacanță, că văd că au nevoie de vacanță, mai fac un joc cu ei. Ok. Develop. Nu mai am subiecte, probabil. Așa că trebuie să dau... Research. Racing, mamă, un joc cu curse. Pe PC o să meargă numai bine. Haide, te rog eu, cercetează mai repede, că ăștia deja nu mai au chef de lucrat aici. Le scade energia. Develop. Everyone Racing FTV. Genul, ce gen trebuie să băgăm la curse, la jocuri curse? Acțiune, normal. Acțiune pe PC, care o să fie o... Din asta... O să fie un domeniu infinit, să zicem, adică PC-ul nu o să moară niciodată ca și consolele. PC-ul se va dezvolta mereu. Joc de joc ne-a dus... Ia să vedem, n-am dat game report din păcate, am uitat. La un racing trebuie gameplay să fie maxim și engine-ul cam așa. Hai, băgați-vă sufletul în jocul ăsta. Da, e clar, nu mai au chef tipii ăștia. Oh, Doamne. Te dreacu în vacanță și nu mă mai deranja. Lucrez eu la jocul ăsta. O să iasă un joc de căcat pentru că lucrez numai eu la el, dar ce să fac acum? O, Doamne. Hai, că a ieșit ceva. Singur am reușit să fac toate astea. E foarte bine. Măcar nu-i mai plătesc pe bulangia aia. I-am trimis în vacanță. S-au întors cu energia plină. Ok. Primele review-uri. O să iau probabil un 5 maxim. 6. Da. Ah, hai că am luat ceva la jocul ăsta. Făcându-l singur e ceva. Că am reușit să iau atâta. Ok, contract, neapărat contract ceva să facem. Na, n-avem ce contract să facem. Pentru 8 săptămâni. Contract de 8 săptămâni am putea totuși să-l facem, dar...
Mi-e frică, 22k penalti nu-mi permit deocamdată. Să le dăm un train. Asta e bună pe design. Pe design o facem, frate. Dăm design. Lua asta îi dăm tehnologii ceva. Technology plus plus, design plus plus, research și speed. Don't trip it yourself, să aflăm ce face. Și ca să nu stau degeaba, îmi dau și eu train. Îmi dau ăsta. Între timp jocul nostru se vinde și se vinde și se vinde. Toată lumea citește frumos. Strong audience young. Putem să mai dăm research la ceva sau... Hai să-i dăm un generate game report. Nota 6,5. Tu între timp să dai research la... La ce? La ce căca putem să dăm noi research? La un... open world. Și nu mai avem research points? A, uite! Din game report faci din alea. Racing and action, good combination, artificial intelligence, not very, nu, seems to be very important. Ok. Domnule, stai că vreau să-ți dau să generezi reportul la joc de joc, care nu l-a generat nimeni. Ăsta, Racing FTV, n-a făcut nimic pentru că angajaților mei le-a fost prea lene și a trebuit să-i trimit în... În ce a trebuit să-i trimit? În vacanță. Așa-i zice, vacanță. Mamă, sper să nu dau faliment, că sunt pe minus cu banii. Hai să facem un joc de joc cu toții. Un joc medium, nu că dau faliment. A, mă, dăm faliment sau... Riscăm tot. Să vedem ce topicuri avem. Dungeon, RPG... Pe PC, Dungeon Hunter 2. Așa. Va fi 3D față de predecesorul lui. Mi-a dat 6... Also known as G3 Games, Games, Games. O companie este interesată în progresul meu. Ok, deci ne-au oferit contracte. Aoleo, deci trebuie să le dau 1 milion alora. Jocul ăsta trebuie neapărat, neapărat, dar neapărat să fie foarte bun. Engine-ul la un RPG... Story quest neapărat și gameplay-ul. Cam așa. Vovo să lucreze pe story quest. Riley pe gameplay și ăsta pe engine pentru că el e tipul cu tehnologia. Mamă, băgați-i multe puncte jocului. Uite și tu cât de puține puncte bagă tipii ăștia. Ok. Dialogurile chiar nu sunt importante. Astea sunt mai importante așa. Tu lucrezi așa și tu lucrezi așa. Hai mă, o să iasă un super joc care o să ne salveze din faliment. Sunt convins de treaba asta. Mamă, dar câte puncte am reușit să facem. World design... Și graficile, sonorul nu prea e important. Tu faci grafica, Vovo, tu faci asta și tu sonorul. Ok.
Haide, ăsta o să fie jocul destinului, jocul cu care o să ne scoatem și o să ajungem o companie și mai de succes. Nu că n-am fi până acum o companie de super mega succes, dar mă rog. The big game convention will take place in 4 times. Deci o să fie o convenție. Where we can show our marketing material. Ah, deci... cu chestia asta îmi fac reclamă la jocuri. Am luat-o pe aia mică și dăm release la jocul nostru, cu care trebuie să scoatem peste 1 milion ca să ne asigurăm că nu dăm faliment. Doamne ajută, Doamne ajută pur și simplu. Ia uite mă, ăștia vor în continuare mărire de salariu. Of, Doamne. Primele review-uri. Nota 10, joc de nota 10. Oh, Doamne, nici nu știți cât de fericit sunt în momentul ăsta că am salvat compania. Repede, să dăm Generate Game Report, mai luăm și Research Points ca să facem un nou engine. Tu, omule, dai research la 3D Graphics V2, pentru că noi cu asta ne specializăm. 120k, eu zic că merită. Ia să vedeți câți bani facem noi din Dungeon Hunter 2. Doar să vedeți, să vedeți cum crește și crește locul 3 în lume jocul ăsta. Deci, atenție, nu e orice fel de joc. Să vedem ce topicuri. Medieval, oh, încă un RPG frumos pe care îl putem crea. Game Convention G3. Ce-i cu chestia asta? Mi-aduce fani. 12.000, 15.000, 20.000. A, pentru Dungeon Hunter 2. Ah, foarte tare, 43.000 de vânzări. N-am reușit în anul ăsta să ajungem în top 100, dar pe măsură ce căpătăm mai mulți fani, o să ajungem. Ok, deci jocul ăsta super șmecher, un joc de nota 10. Dacă nableții paletă o să continue cu jocuri inovative de genul ăsta, deci compania Star Games s-ar putea, adică reviewerii de la Star Games s-ar putea să ne, cum să zic, să ajungă, să ajungem noi compania lor preferată. Oh, Doamne, nu pot să cred că am salvat compania. Păi, cam asta a fost și pentru episodul acesta, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem în următorul episod. Baftă lume, pa!